România le-a fost recomandată tunisienilor de către reprezentanții UNICEF pentru un schimb de experiență din care pot vedea cum au fost aplicate în 25 de ani drepturile copilului. Și din toată țara, cel mai bine la acest capitol stă Constanța. Există foarte multe aspecte care mi-au atras atenția, în special aș dori să-l menționez pe cel legat de organizarea la nivel județean, în special a direcțiilor generale pentru protecția copilului. Aș dori să spun că acum câteva zile a venit în discuție un proiect privind semnarea unei convenții de cooperare între România și Tunisia pe o serie de aspecte diverse, cum ar fi aspecte culturale, cele legate de tineret și de sport, chestiuni sociale sau chiar de sănătate. Și ne gândim să introducem aspectele legate de protecția copilului și acest capitol în cadrul acestui protocol. Delegația tunisiană petrece la noi în țară o săptămână, dar pe lista de vizite se află doar Constanța și București. De aici vor pleca cu lecții pe care urmează să le aplice. Vor să afle care au fost provocările la nivelul nostru, cum am găsit rezolvare, cum asigurăm descentralizarea acestor servicii, cum mergem cu serviciile către comunitate. Au venit să vadă lucrurile așa exact cum sunt ele, pentru că și ei vor să facă o schimbare în sistemul lor de protecție. La finalul vizitei este posibil să se semneze chiar și un protocol de colaborare bilateral între România și Tunisia.